supraveghere video, monitorizare, alarmare la infracție, intervenție rapidă. Civitasgroup.ro. Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Urban Chic. În seara aceasta am o ediție specială. De ce? Pentru că în prima parte vă arăt o mulțime de bijuterii extraordinar de frumoase care au o calitate deosebită, prima aș spune eu, aceea că sunt făcute cu mare iscusință, sunt făcute handmade de un designer de bijuterii care are o mare pasiune pentru ceea ce face și creează lucruri absolut speciale. În a doua parte revine în platoul Urban Chic Adi Mărășescu și ne povestește despre expediția Cât de Cuga Ești. Dacă vă reamintiți, el a fost prezent acum 2 sau 3 săptămâni în platoul Urban Chic și ne-a povestit de acea expediție în care urma să plece la momentul respectiv. Avea și emoții, era și nerăbdător. Astăzi aflăm ce s-a întâmplat, dacă au reușit să parcurgă cei 7000 de kilometri în 10 zile, dacă au avut ceva provocări, probleme sau dimpotrivă totul a mers strună. Revenim însă la primul invitat de astăzi, este Roxana Preoteasa. Mulțumesc, Roxana, că ai venit cu aceste minunății pe care le faci. Masa noastră este plină astăzi de bijuterii despre care nici nu știu ce să spun și nu știu cum să le prezint, pentru că sunt de-a dreptul speciale și mie personal mi se pare că necesită o migală fantastică și o muncă extraordinară. Bună seara ție și invitațiilor telespectatorilor noștri și îți mulțumesc pentru invitație. Tot timpul voi veni cu mare drag la tine la emisiune. Da, ai foarte mare dreptate. Fiecare bijuterie în parte spune povestea și ne-ar trebui cam 10 emisiuni să pot face rezumatul. Sunt convinsă. Dar ceea ce am adus astăzi în platou sunt o parte din creațiile mele. Unele sunt creații personale, sunt în arhiva mea personală, sunt bijuterii pe care le port doar eu. Iar celelalte sunt parte colaborare cu diversi clienți de-ai mei și unele dintre ele chiar urmează la noapte să plece în America. Să plece în America, da, colierul pe care îl porți. Exact, colierul pe care îl port eu astăzi. Marius, am să te rog să dai aici un colierul acesta pe care îl port eu astăzi și s-a potrivit de minune cu ținuta mea de astăzi. Este făcut tot de Roxana. Aș vrea să fiți aici cu noi în platou și să vedeți toate detaliile, pentru că privite de aproape, toate aceste bijuterii au niște detalii absolut fantastice. Se vede că necesită o muncă deosebită. Spune-mi, te rog, cum a început această poveste și cum de te-ai gândit să te apuci să faci bijuterii? Da, mai întâi vreau să-ți precizez faptul că pentru mine nu este o muncă, pentru mine este o reală plăcere. De când mă știu, fac bijuterii, nu o consider chiar muncă. De când eram mică, m-au inspirat foarte mult ambele mele bunici. Bunica din partea mamei, cea care m-a crescut, tricota, croșeta, făcea costume populare, le cusa și cusa și mărgelușe pe costumele populare și m-a fascinat. De la ea știu să croșetez, să împletez, să tricotez, să cos. Da, pentru că multe dintre aceste bijuterii par a fi croșetate. Spun corect? Da, colierul pe care îl porți este croșetat din sârmă placată cu argint și este lucrat cu pietre semiprețioase. Dar mai moștenesc talentul, zic eu, și de la bunica din partea tatălui, care era croitoreasă în Craiova și crea atât rochii de mireasă cât și rochii de ocazie și iar la fel avea zeci de pungi cu paiete și cu mărgele pe care le cusa pe rochile de ocazie. Și când vedeam multitudinea de culori și cum sclipeau toate acolo în dulap, pe mine mă fascinau. Îmi dădea și mie câteva să le mai înșir, să mai fac și eu câte un colier sau câte o brățărică, dar la 5-6 ani nu prea știam să apreciez valoarea mărgelelor, pentru că atunci se procurau foarte greu. Ea le luase din Bulgaria și îmi și specifica să nu le risipesc. Dar la 5-6 ani nu prea știam să le apreciez și le mai pierdeam uneori. Dar m-au încurajat, ambele m-au încurajat, nu eram ca și copiii din ziua de azi să stau la televizor sau nu exista tabletă, nu exista telefoane, atunci croșetam,
cuseam goblenuri, tricotam, îmi găseam alte îndeletniciri. Iată ce înseamnă să fie expus un copil la o astfel de îndeletnicire, cum spuneai tu, la o astfel de activitate, să fie încurajat să meargă pe calea asta, pentru că e clar că nu este un lucru pe care să poți să-l faci de pe azi pe mâine și necesită așa o investiție de timp, nervi și multe altele. Care sunt provocările pe care le întâmpini tu în afacerea asta a ta? Și după aceea am să te și întreb dacă vorbim de o afacere sau este mai degrabă pasiune. Da, una dintre provocări a fost să învăț și pe alții. Am vrut eu să împărtășesc și altora cât de benefic poate fi petrecerea timpului într-un mod astfel de plăcut. Și am organizat în foarte mulți ani ateliere de creație cu copiii și mulți dintre ei chiar după ani m-am întâlnit cu ei și mi-au zis că știi, eu încă fac bijuterii și știi, ofer și mamei din când în când și le mai ofer și profesorilor. Sunt foarte încântați că primesc ceva făcut de mine. Ce adică frumos. Am împărtășit și altora pasiunea mea. Și cred că asta este cea mai mare răsplată. Apoi vine răsplata financiară, că tot îmi ziceai de exact. Afacerea pe care o am. De câțiva ani am și o afacere care nu pot nega, contează mult și partea financiară, pentru că materialele costă destul de mult, lucrez cu pietre semiprețioase, cu sârmă placată în argint, și costă destul de mult, adică îmi trebuie și o parte financiară ca să-mi susțin materia primă, dar răsplata cea mai mare este bucuria pe care o văd în ochii oamenilor atunci când le privesc, atunci când le poartă și pe stradă când mă întâlnesc cu persoane care îmi poartă creațiile, zâmbesc și mi-aduc aminte în ce an au fost create sau cu ce ocazie au fost cumpărate sau chiar mi-amintesc cine le-a cumpărat și văd persoana că a primit cadoul și că-l poartă. Deci e extraordinar, e o senzație pe care numai creatorii de bijuterii, creatorii de modă, creatorii de artă, aș spune eu, pentru că este artă ceea ce faceți da. Voi. Așa este. Cât durează, Roxana, să faci un colier cum este cel pe care îl port eu astăzi? Cât timp ai investit în această piesă de artă? Da, colierul pe care îl porți acum este proaspăt, este cald, a fost lucrat azi noapte. Pentru că noaptea, știți cum este, e cel mai bun sfeșnic. Și eu am mai multă creativitate noaptea. Înțeleg că ai nevoie și de liniște, să nu fie întreruptă, să nu e o concentrare specială. Când, da, atunci când mă apuc să lucrez, nu prea îmi place să fiu întreruptă și nici nu-mi place să mă uit la ceas. Pentru că atunci când sunt presată de timp, clar nu-mi iese ceea ce vreau. Eu și eu sunt perfecționistă și prefer să nu mă uit la ceas atunci când lucrez. Poate dura și 3 ore până realizez un colier cum este al tău sau 8 ore cum este cel de aici, cel cu negru și cu alb, dar și cerceluși pe care poți să-i termin la cererea clienților la evenimente și în 3 minute. Ai o imagine în momentul în care te apuci de o bijuterie? Ai deja imaginea în minte și vrei ca produsul finit să fie cât mai aproape de imaginea aceea sau pe măsură ce lucrezi o bijuterie, nu știu, îți vine o altă idee, o adaptezi, cum faci lucrul acesta? Ambele variante. Câteodată lucrez după o schiță pe care o am în minte, vizualizez totul 3D. Nu-mi place să schițez, să creionez, să desenez pe foi modelele pentru că nu-mi ies ceea ce fac pe foaie, nu-mi iese cu ceea ce am în imaginație, dar din imaginație tot timpul îmi iese, adică îmi proiectez în minte exact cum vreau să arate, nuanțele de culori mi le selectez în minte, e totul doar în mintea mea, deci nu am o arhivă scrisă. Roxana a venit astăzi nu numai cu o valiză plină de bijuterii absolut superbe, dar și cu fotografii în care putem să vedem mai multe dintre creațiile ei. Am să-i rog pe colegii mei să le ruleze pe măsură ce noi povestim. Ce aș vrea să te mai întreb, Roxana, dacă eu sunt o clientă, vin la tine, am o imagine sau îmi doresc să-mi creez o bijuterie într-un fel anume, tu poți să faci asta, adică vorbim și de bijuterii personalizate. Da, 90% dintre creațiile mele sunt lucruri personalizate, îmi place mult să colaborez cu omul și să-i ascult dorințele și de obicei clientele vin la mine, stăm de vorbă, vreau exact să știu ceea ce își doresc ele, eu le prezint modelele pe care le-aș putea face,
Există tot timpul o colaborare între noi. Nu-mi place să-mi impun punctul de vedere, să spun eu știu mai bine ce ți se potrivește. Poate din punct de vedere estetic s-ar potrivi mai bine părerea mea, modelul meu, dar țin foarte mult cont de părerea persoanei care va purta bijuteriile, pentru că dacă nu te simți bine în pielea ta purtând o bijuterie care îți face plăcere, nici nu o să te simți bine. Cu siguranță, vorbim de atitudine și exact, nu o să ai atitudine. Și clar nu o să te simți bine și este posibil să nici nu porți acea bijuterie, să rămâi cu ea doar în cutia de bijuterii. Așa este. Întotdeauna colaborarea cu designerul de bijuterie, de modă, de orice este foarte importantă și de multe ori mi-au spus designer lucrul acesta, că poate dincolo de viziunea pe care o au ei, este mult mai importantă viziunea clientei și felul în care reușesc să colaboreze. Am văzut în fotografiile pe care și telespectatorii noștri le văd acum, fotografii cu vedete care ți poartă creațiile. Pe cine ai împodobit, ca să zic așa? Păi, una dintre prietenele mele este Dea Maxer, care îmi poartă mereu creațiile la costumele ei de scenă, de belly dance, și cu care încă păstrez legătura de câțiva ani. Victoria Sava este un renumit designer vestimentar și a avut numeroase prezentări de modă la care eu am contribuit cu accesoriile capilare. Chiar zicea unii critici de modă că Victoria's Secret a avut o prezentare în care era inspirată din folclorul mai multor țări. Și una dintre teme a fost cea din România și a fost inspirație dintr-o colecție a Victoriei Sava, la care și eu am participat cu accesoriu capilar. Sunt niște coroane imense de aproape un kilogram fiecare, cu mii de cristale. Și sunt mândră de acest lucru, că am fost sursă de inspirație. Florin Burescu, iar la fel designerul nostru drag din Craiova, mi-este prieten de câțiva ani și accesorizez colecțiile la prezentările de modă atât din Craiova, din București, cât și din străinătate, că mai nou a fost prin Londra, am văzut, din Bruxelles. Am văzut, îl urmărim pe Florin, e prietenul nostru. Da, și colaborez cu foarte mare drag, mi este prieten bun și se bazează pe ceea ce fac eu, are încredere în tot ceea ce fac eu. Momentan nu știu la cine să mă mai gândesc, sunt foarte multe persoane. Iana Novac îmi poartă creațiile, Teo Trandafir poartă bijuterii de la mine, curdeluțe și coliere în stilul cum îl port eu. Sunt foarte multe persoane publice, vedete. Aș vrea să te rog să punctezi, știu că tu ești foarte modestă și probabil o să încerci să eviți așa răspunsul la această întrebare sau la această invitație pe care ți-o lansez, dar aș vrea să te rog să punctezi motivele pentru care este de preferat să alegem bijuterii create de un designer local față de acele bijuterii pe care le găsim în magazinele din mall, să zicem. Eu sunt femeie. Tu ești femeie și undeva în interiorul nostru avem un pic de egoism. Eu recunosc, mie nu-mi place să port ceea ce văd la alte persoane. Mie îmi place să fiu unică, îmi place să mă deosebesc de celelalte persoane și chiar dacă la o nuntă am o rochie simplă, neagră, prefer să-mi o accesorizez cu un colier mare și să ies în evidență. Mă gândesc și am văzut că sunt foarte multe persoane care îmi susțin această idee, eu mizez pe personalizat, pe unic, pe special, pe lucrat pe comandă. Și mai mult decât atât, aș adăuga eu, de ce nu, să mizăm pe afacerea locală, pe antreprenorii noștri locali și pe creația locală, pentru că de ce să nu sprijinim o afacere made in Craiova, fabricat în Craiova, că tot avem și colegii de la Radio Sud reiau acest slogan, fabricat în Craiova, ci să cumpărăm o bijuterie pe care, așa cum spunea Roxana, putem să ne trezim că mergem la un eveniment și o mai poartă alte 3-4 doamne, domnișoare acolo și nu ne ajută cu nimic și nu ne scoate în evidență. Că tot vorbeai de nunți, tu creezi și bijuterii pentru mirese. Da, creez bijuterii pentru mirese. Momentan nu am nimic, nu v-am prezentat nimic, pentru că pe acelea le lucrez doar pe comandă. Durează ceva până realizez o bijuterie, pentru că trebuie să mă consult foarte bine cu clienta, trebuie să văd exact modelul rochii, exact nuanța.
Trebuie să-mi trimită poze cu coafiura pe care urmează să o aibă. Accesoriul de păr este piesa principală care atrage atenția la acest eveniment. Și aș vrea ca totul să se îmbine perfect, ca într-un puzzle perfect, și necesită mai mult timp și pe acelea le lucrez doar pe comandă. Foarte frumos. Am văzut fotografii cu bijuterii de nuntă create de tine și chiar mi s-au părut de-a dreptul spectaculoase. Cui te adresezi? În afară de, nu știu, vorbim de bijuterie de eveniment, bijuterie pe care o purtăm pe stradă, bijuterie modernă, clasică. Unde este targetul tău? În principiu, eu mă adresez persoanelor publice pe scenă. Spre exemplu, cele trei inele pe care le aveți acolo, foarte mari, sunt inelele doamnei Jenny Nicolau, este prietena mea de suflet și este genul de inel care îi place dumnei cel mai mult. Și genul acela îl realizez doar pentru ea. Da, este bijuterie statement, da. Genul de bijuterie care se vede. Așa, da. Arată un inel purtat de doamna Jenny Nicolau. Îi și plac foarte mult și genul acesta le realizez doar pentru ea. Dar mă adresez și persoanelor care vor să poarte cerceluși simpli la școală, la facultate, în viața de zi cu zi. Am creat chiar și brățăriști pentru un copilaș ce urma să se nască, o brățărică. Cea mai în vârstă clientă de-a mea avea atunci 93 de ani și a cumpărat un inel de la mine care i-a plăcut foarte mult. Nu am un segment anume de vârstă de la care mă adresez mai nou. Am o colaborare cu un club pe clisura Dunării. Un club cunoscut, un club de altfel, foarte cunoscut pe clisura viral Dunării, pe Facebook, mai da, ales, da, cu multe videoclipuri. Și acolo am creat exclusiv brățări nautice. Aveți aici și o parte, brelocuri. Deci mă adresez și bărbaților. Eu aș adăuga că se adresează în primul rând bărbaților, pentru că bărbații sunt cei care pot să cumpere oricare dintre aceste bijuterii și să le aducă acasă. Noi apreciem gestul acesta și vă rog, căutați-o pe Roxana, se adresează bărbaților, așa cum spuneam mai devreme. Sunt deschise, ea a fost doar o glumă, sunt deschise doamnele, clientele tale spre bijuterii extravagante, cum este și cea pe care, inelul acesta pe care l-am văzut mai devreme și pe care spuneai că îl creezi pentru doamna Jenny Nicolau? Da, sunt din ce în ce mai multe persoane care apreciază și care susțin artizanii. Sunt din ce în ce mai multe persoane care preferă să poarte ceva unic, ceva care este în evidență, coliere statement, chiar și cercei foarte mari, cum îi aveți pe cei din poză, de pe masă. Sunt persoane care apreciază. Am cliente fidele de 5-6 ani, care cumpără mereu de la mine, atât pentru ele, cât și pentru cadouri. Pentru cadouri, mi se pare extraordinar un astfel de cadou. Roxana, două, trei întrebări și încheiem, pentru că timpul ne presează. Vorbim de tendințe? Ce se poartă? Se poartă sau se poartă ceea ce ne vine? Eu port ceea ce îmi place. Și cu asta cred că am spus mai mult decât trebuie. Trebuie să ne simțim bine cu bijuteria pe care o purtăm. Ca și tendințe, știu că se poartă bijuteriile foarte mari și cerceii foarte mari. În vara aceasta se poartă culorile pastelate, dar dacă clientei nu-i vine bine cu o pereche de cercei foarte mari, poate să opteze pentru o pereche de cercei mai mică. Nu este nicio problemă, nu se mai ține cont de părerile altora. Eu consider că noi, femeile, trebuie să purtăm exact ce ne place nouă. Foarte frumos! Ce te ține pe tine trează noaptea? Care sunt cele mai mari probleme pe care le ai cu afacerea asta a ta? Pentru că am văzut că se dezvoltă cât de cât și au mai apărut creatori sau poate sunt, nu știu, tineri care au inclinație spre așa ceva și și-ar dori să urmeze calea pe care ai urmat-o tu. În primul rând îți trebuie foarte multă imaginație. Fără imaginație nu poți reuși, îți trebuie foarte multă răbdare. Trebuie să-ți dai seama dacă ai inclinație pentru a-ți petrece 5 ore nemișcat pentru a face un inel. Și eu îi încurajez pe toți să încerce, chiar dacă nu reușesc să facă bijuterii pentru că este migală foarte multă, pot să încerce să picteze sau pot să încerce să facă diverse obiecte decorative.
Deci nu trebuie neapărat să facă bijuterii, ci să încerce orice consideră ei că li s-ar potrivi sau au răbdare pentru a face acest lucru, pentru că degeaba ai imaginație dacă nu ai răbdare. Degeaba ai răbdare dacă nu ai imaginație și încerci să copiezi produsele altora. Ceea ce nu este un lucru tocmai ok, pentru că tocmai în acest fapt constă unicitatea, să-ți pui mintea la contribuție, să-ți lași imaginația să zboare, să... Și să fii capabil să îi oferi clientului tău lucrul pe care și-l dorește și care să fie unic, pentru că vorbim de bijuterii unicat. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Mulțumesc că ai adus aceste minunății pe care telespectatorii noștri le-au văzut și în fotografiile de mai devreme. Aș vrea să închei și eu tot în această idee, să vă lăsați copiii, în primul rând, să experimenteze. Pot să descopere că sunt capabili să facă lucruri extraordinare. Pot din pasiunea lor să nască adevărate afaceri și să le crească, pentru ca mai târziu să aibă colaborări, așa cum are și Roxana, cu designeri, cu vedete care îi promovează. Puteți să încercați și voi, indiferent de vârsta pe care o aveți, cine știe ce zace acolo în fiecare dintre noi. Încă o dată mulțumesc, Roxana, și te aștept cu mare drag și într-o altă emisiune cu noutăți. De mulțumesc fiecare dată și eu când pentru ai. Invitație și mai multe creații de ale mele puteți vedea pe pagina mea de Facebook, Enigma Design by Roxy. Acolo preiau comenzi, acolo am și un număr de telefon la care pot fi contactată și acolo îmi puteți vedea toate creațiile, atât pentru mirese, cât și pentru persoane publice, pentru persoanele obișnuite. Acolo am un album cu clientele mele dragi. Așa este. Vă mulțumesc tare mult. Urmează o foarte scurtă pauză, după care, așa cum vă spuneam, revenim în platou cu Adi Mărășescu și vorbim despre expediția Cât de Cuga Ești. Iată că am revenit și a revenit în platoul nostru și invitatul din această a doua parte a emisiunii. Adi Mărășescu a revenit ca să ne povestească cât de cuga este. Vorbim despre acea expediție despre care venisei să ne spui că urmează de data aceasta. S-a încheiat. Cum a fost? S-a încheiat, da, așa este. Și suntem cuga. Sunteți cuga. Suntem for cuga. Deja, având în vedere și materialul pe care l-am pus pe Facebook foarte mult, pe această pagină noastră, Cât de Cuga Ești, și văzând reacțiile oamenilor la ce ne-au scris referitor la expediția noastră, a devenit un sentiment, Cât de Cuga Ești. Da? Faptul că ai făcut 8.000 de kilometri în 11 zile, faptul că ai văzut mult mai multe lucruri. Totdeauna fac comparație cu expediția cu ediția anterioară. Cu expediția de anul trecut. Am văzut o nouă cultură, am văzut Azerbaidjanul acesta. Fenomen înseamnă călătorie, înseamnă spirit, înseamnă spirit de aventură, înseamnă un sentiment foarte, foarte interesant. Cuga. Are toate șansele să devină o tradiție acest eveniment, din câte îmi dau seama și din, după cum povestești tu. Nici n-am încheiat bine această expediție și deja este programată următoarea. Și cu ajutorul colegilor de la fabrică, pentru că suntem aici în cetatea Băniei, unde avem un mare producător, partenerul nostru, care ne-a promis verbal, la nivel verbal în momentul de față, pentru că la anul o să fie ceva mult mai interesant. Foarte frumos și cu siguranță va veni și presa la anul cu voi. Da, simt eu da, lucrul da, ăsta. Da. Apropo de presă, de presa din Craiova, pentru că am avut un reprezentant al presei de specialitate, chiar de la o revistă specializată în mașini 4x4, pentru că totuși noi am promovat această expediție cu această mașină de experiență în off-road 4x4, a fost foarte impresionat. Să stai, repet, 8.000 de kilometri în mașină, în timp de 11 zile, se face o comuniune între tine și mașină excepțională, excepțională. Mașinile s-au comportat impecabil, chiar povesteam și de unez, că în afară de combustibil,
respectiv diesel, și cred că odată am pus apă la apă în bidonul pentru spălare de parbriz, în rest absolut nimic, s-au comportat perfect mașini. Excelent. Cum s-au comportat membrii echipajului? Bine. Surprinzător de bine, având în vedere că anul acesta au fost alte 3 persoane în grupul de celor de 8 care plecăm de obicei, chiar s-au integrat mult mai rapid și a fost o comuniune. Avem deja un an de experiență, da? Și atunci treburile casnice, administrative s-au repartizat foarte clar și a pune cortul, a face mâncarea, cine alimentează mașina, atunci totul a fost minuțios, aș putea spune, aranjat, astfel încât toți băieții au fost impecabili. Ce a fost diferit față de anul trecut, în afară de traseu, care e clar că... Apropo, spuneam la începutul, în prima emisiune sau când am făcut programul, că o să facem circa 7.000 de kilometri și am ajuns să facem 8.000, pentru că Google ne-a fentat un drum pe care l-am făcut dus întors, ni l-a pus decât o singură dată și atunci s-au mai adunat ceva kilometri, plus că la fața locului, când ajungi într-un loc și auzi că se întâmplă ceva sau vezi că pe hartă că mai este încă o zonă turistică, de ce să nu mai faci încă 300 de kilometri cu mașina care rezistă și este ok și treci muntele ca să vezi acest lucru, hai să-l facem și pe acesta. Și de aceea am ajuns la 8.000 de kilometri să facem. Diferit a fost pentru că am văzut mai multe lucruri. Mai multe lucruri interesante. Am fost în Georgia, în orașul natal, Gori, unde s-a născut Stalin. Și am vizitat casa memorială. Am fost în Turcia, la graniță cu Armenia, ca să vizităm, deci, încă o dată, în Turcia, fosta capitală a Imperiului Armean, care acum aparține, este în zona, într-o zonă turistică a Turciei, da? A Ani, orașul Ani, pe unde a trecut drumul Mătăsii. Să te duci în Azerbaijan să vezi Baku, care este un oraș 100% european, aș putea spune. Prin cum arată, ce clădiri excepționale se construiesc acolo, bineînțeles în contrast cu orașul vechi, cu cetatea veche, cu oamenii, pentru că iară este în Azerbaijan, este și în Baku, este o comunitate foarte mare de turci, este o comunitate iară mare de ruși, să vezi mai multe culturi în același loc, este ceva fantastic, da? Să urci, așa cum am programat și ne-am atins toate obiectivele pe care le-am dorit, să urci, să conduci mașină la 2550 de metri altitudine pe, chiar aș putea spune, autostradă, căci Turcia chiar investește în infrastructură și, repet, la 2550 era o șosea cu 4 benzi de circulație, 2 pe sens, excepțională. Dar am urcat și cu Guga la 2500 de metri pe drum forestier, pe drum de piatră, foarte bine, și am ajuns la Xinalik, cel mai înalt sătuc locuit din Europa, pentru că ei se consideră în Europa. Deci dacă Georgia spune că vrea în Europa, Turcia spune că este în Europa, Asia, Azerbaijanul, oamenii de acolo îi spun că vor în Europa, adică vor să se fie mai aproape de acest curent. Oamenii, chit că sunt sunt musulmani, se comportă la fel ca și mentalitate din punctul acesta de vedere al vieții, al conviețuirii, la fel ca occidentalii sau să zicem cei din partea vestică, că acum ne considerăm ca România față de Georgia, față de Azerbaijan, da, ne considerăm, în vest, clar. Suntem în vest, clar, din acest punct de vedere și, repet, ei se consideră că aparțin de Europa, nu vor să gândească că sunt înspre Asia. Ați întâmpinat ceva probleme, ați avut? Care au fost cele mai mari provocări? Cum v-ați înțeles cu oamenii? În ce limbă ați vorbit cu ei? Ce a fost mai puțin plăcut din toată această experiență? Dacă au fost lucruri mai puțin plăcute? Trebuie să-l povestim. A fost și un lucru mai neplăcut, pentru că când te pui la drum, nu știi unde ajungi, povestești după aceea, după ce se întâmplă. O experiență, dar... Totul a fost în maximă siguranță și cu zâmbetul pe buze. Dar ne-am întâlnit cu armata de eliberare turcă sau un front de eliberare al armatei turce, pentru că n-am înțeles prea bine ce a fost, cu care nu ne-am înțeles deloc, pentru că nu vorbeam nici limba engleză și a trebuit să așteptăm. Urcând noi spre o zonă unde să campăm, pentru că principala zona unde dormeam era cortul și, bineînțeles, lângă un lac, într-o zonă turistică.
Am ajuns un pic cam târziu, era undeva la 10:30 seara, era întuneric și în momentul când am intrat din drumul național, să zicem așa, drumul de asfalt, am intrat în munte, ne-am pomenit cu 6, 7, 8, 9, 10 și tot nu se mai opreau. Armata e cu noi, cu niște mașini, cu niște gagheuri, cu niște calașnicoave. Unii deja nu mai erau îmbrăcați în armată, erau îmbrăcați în civil, dar aveau o veste cu cartușiere și cu pușcă, deci a fost și un eveniment de genul ăsta. Ce că am fi intrat pe un drum militar care nu este accesibil noaptea, deși el era trecut pe zonă, pentru că noi mergem pe ghiduri, nu mergem așa efectiv, ne punem degetul pe hartă și mergem acolo. Dar băieții ne-au invitat să bem ceai cu ei, am fumat o țigare cu ei, am povestit prin limbajul semnelor până a venit un șef care, șeful acela a mai adus încă un șef și toți veneau în civil, dar își luau Kalashnikov-ul cu ei. Și până la urmă a venit o jandarmerie națională cu un microbus plin de oameni îmbrăcați în civil, dar cu Kalashnikov-ul cu ei, ne-au scos în drumul principal și ne-am continuat drumul mai departe. Totul e bine când se termină cu bine. Da. Adică am văzut că suntem turiști, nu este nicio problemă, dar acolo, să zicem, nu este o zonă de conflict, dar au și ei problemele lor cu... Da, și cu siguranță impactul a fost unul destul de puternic, da, mai ales că... pentru noi și noaptea târziu... Da. Dar nu a fost, repet, a fost totul safe. Repet, băieții ne-au invitat să bem ceai cu ei. Așa sunt ospitalieri turcii, fără probleme. Ceaiul pentru ei este cum am dat noi apă la turcini, așa dau ei ceaiul. Foarte frumos. Avem și imagini pe care telespectatorii noștri pot să le vadă în timp ce tu ne povestești toate aceste experiențe. Dacă ar fi să dai așa niște sfaturi celor care ar vrea să facă acest traseu sau un traseu similar, dar prin aceste țări. Ce ai sfătui? Care ar fi lucrurile pe care ar fi bine să le evite sau să le facă? Să nu uităm principalul element al călătoriei noastre este Caucaz, pentru că muntele Caucaz, Marele Caucaz este fantastic. Deci dacă anul trecut am văzut partea de sudică, acum am fost în partea nord-estică a Caucazului. Și am fost pe vârful Kazbej. Nu am mers pe vârf, pentru că vârful era accesibil numai celor profesioniști cu echipament. Profesioniști să ajungă la 5500 de metri. Noi am mers undeva până la 3500 la baza Ghețarului, pentru că am făcut o expediție și pe jos. Deci, repet, pentru noi Caucazul este principalul. Faptul că treci prin mai multe țări ca să vezi Caucazul. Caucazul este mărginit de Rusia, de Dagestan, partea Rusiei, de Osetia, de Georgia, de Azerbaijan. Sunt adevăr, sunt foarte multe... mai multe țări, fiecare cu un specific foarte interesant, dar trebuie să știm fiecare țară, să știm fiecare lucru principal care se poate întâmpla. De exemplu, știm că în Georgia, poliția georgiană este foarte sfântă, foarte dură, foarte importantă. Este o autoritate pe care trebuie să o respecti cu rigoare. Cu mai multă rigoare, mai rău decât vedem în filmele americane, poate. În Turcia sunt aceste zone mai periculoase, să spunem, din punct de vedere al conflictelor chiar înspre granița cu Iranul, pentru că sunt acești afluențele acestea masive de refugiați care sunt poposite în partea estică a Turciei și te poți întâlni tot timpul în drumul tău cu ei. De exemplu, Turcia, ce trebuie să știm este că drumurile sunt foarte bune. Se construiește perfect. În Turcia nimeni, de nicio benzinărie, nu a încercat să te fure. Să te fure în sensul de când dacă ai rămas fără cash la tine și nu poți plăti cu cardul, să-i dai euro sau dolar și să încerce să-ți recalculezi un curs. Nu, sunt foarte corecți din acest punct de vedere. Da? Nu vorbim de locurile din Turcia și Azerbaijan, țări musulmane, unde când ai intrat într-un restaurant sau într-un, nu vorbim de restaurant de lux, vorbim de o bucătărie unde să mănânce 8 bărbați hămesiți după 7 ore de mers pe munte,
ce satisfacție este la bucătar sau la administratorul acelui loc când îi spui la final că totul a fost perfect și ai văzut că farfuriile sunt goale, perfecte, te servesc cu ceai, apă, gratis, da? Păi pentru ei plătești mâncarea. Iar la final, dacă îți dă cu apă de trandafir pe mâini, înseamnă că pentru ei a fost un respect major. Că ai fost un client extraordinar. Exact, că le-ai călcat pragul și ai fost mulțumit de mâncarea pe care ți-ai dat-o. Foarte frumos. Așadar, oamenii pot să fie ospitalieri dacă și noi, ca turiști, știm cum să le respectăm tradițiile și valorile. Bineînțeles. Ce am fost iar ce e de știut foarte bine. În Georgia și în Azerbaijan se mănâncă niște fructe excepționale. Toate drumurile erau pline de cireșe și cred că pentru prima dată am văzut cireșe verzi, cireșe galbene, cireșe roșii, cireșe negre. Toate în același loc. Vișine de 3-4 feluri. Caise, piersici de 5-6 feluri. Deci tarabe de agricultorii independenți, care nu cred că la 100 de kilometri ne opream să mai cumpărăm un alt fruct. Pentru că este plin de pomi fructiferi și sunt excepționale de gustoase. Foarte frumos. Dacă ar fi să reiei acum expediția, ai schimbat ceva din traseu sau din organizarea ei? Nu. Pentru că, repet, înainte ne-am făcut planurile foarte bine, traseul a fost foarte bine stabilit, pentru că dacă te abați, și așa ne-a bătut aproape 1000 de kilometri, sau am făcut în plus 1000 de kilometri față ce am avut pe inițial, nu ne-am abătut de la traseu, de la obiectivele pe care noi le-am stabilit să le vizităm. Da, în seara aceea am ajuns mai târziu, ne-am cazat mult mai târziu și am pierdut, să zicem, a doua zi câteva ore până ne-am reorganizat, dar tot ne-am atins obiectivul, pentru că în fiecare zi ne-am stabilit un anumit obiectiv pe care trebuie să-l facem. Ce trebuie spus încă o dată și foarte important din punctul meu de vedere este că aceasta sunt 8000 de kilometri. Sunt două continente, așa cum am spus noi, două continente, trei mări, am ajuns până la Marea Caspică. Trebuie să te pregătești foarte bine dinainte. Trebuie să te pregătești și cu echipament, pentru că, de exemplu, când am dormit la 1700 de metri altitudine, pe o vale, a bătut un vânt extraordinar de tare. Dacă nu aveam echipamentele foarte bine puse la punct, mașinile, pentru că am făcut un sistem, se văd în câteva fotografii, un sistem de acoperiș între două mașini, pe unde ne-am făcut locul administrativ al nostru, nu puteam să fim fresh la întoarcere, așa cum povesteam prima dată, că vreau să ne întoarcem odihniți, să și relaxați după această deplasare. Și toate astea nu s-a putut face decât cu eforturi. Și cu eforturile oamenilor, dar și cu eforturile materiale care au stat în spatele organizării expediției și cu ocazia asta le mulțumesc sponsorilor noștri care au fost minunați și ne-au încurajat și pe Facebook în continuare și ne încurajează și sperăm că o să ne fie parteneri și în deplasările următoare. Excelent! Cu siguranță la anul vor fi chiar mai mulți, dar trebuie, așa cum v-am zis, să luați în considerare să măriți echipa pentru că sunt mulți doritori. Da. Și sunt mulți Kuga. Da. Eu vă felicit pentru această experiență și pentru testul de anduranță pe care este clar că l-ați trecut cu toții, și voi, și mașinile, și echipamentele, și tot ce s-a întâmplat. Celor de acasă aș vrea să le reamintesc că am un anunț de făcut pentru cei care ne privesc din localitatea Plănița, pentru că știu că sunteți cei care ne urmăriți, ne-ați scris, vă mulțumim foarte mult, suntem foarte bucuroși să aflăm că ne apreciați și ne urmăriți. Așadar, dacă ne urmăriți din Plănița sau din localități limitrofe comunei Plănița, mâine, am fost și astăzi, dar și mâine ne puteți găsi la centrul de permanență. Este vorba de o acțiune a Fundației Gazeta de Sud. Suntem acolo, veniți, veți beneficia de consultații medicale gratuite de cardiologie. Este vorba de un screening cardiovascular. Pe lângă asta, pacienții despre care medicii consideră că au nevoie de ceva investigații amănunțite, suplimentare, vor beneficia chiar de analize de laborator gratuite în cadrul acestui cabinet medical mobil. Vreau să-i mulțumesc lui Adi pentru că ne-a ajutat, ne-a sprijinit cu mașina cu care ajungem acolo, pentru că e o echipă mare de medici și de voluntari. Mulțumesc foarte mult, Adi. Îți mulțumesc și pentru prezență și te aștept cu mare drag și cu alte povești la fel de frumoase. Aici punem punct emisiunii de astăzi. Vă aștept fix peste o săptămână cu o altă ediție Urban Chic. Până atunci vă pup și vă îmbrățișez.